Poate cea mai mare nemulțumire a Câmpul Ungenilor la acest moment o reprezintă oprirea lucrărilor de reabilitare a bulevardului Pardon. Decizia a fost luată după ce Inspectoratul de Stat în Construcții a constatat că lipsesc mai multe documente din dosarul lucrărilor. Lucrările au fost stopate și reluate în 2021 printr-o dispoziție de începere a lucrării, dispoziție liberată de actualul primar în funcție. Așadar, doamna primar nu poate să spună că nu are nicio vină, pentru că a eliberat o dispoziție de începere a lucrării în baza unei documentații incomplete. Și ca urmare, mă rog, din punctul meu de vedere, dacă vreți o formulare mai plastică, a mers pe brânci. Inspectoratul de Stat în Construcții a specificat în procesul verbal clar că lipsesc avize importante și vă pot da exemplu 2-3 care sunt, din punctul meu de vedere, valabile în orice, la eliberarea oricărei autorizații de construcție. Vorbim despre o astfel de lucrare pe un monument istoric de clasă A și nu avem studiu geo, nu avem ridicare topo, nu avem, avize de la monumente. Când a cerut proiectul, doamna arhitect și cu cine mai e pe acolo prin aparatul ăsta administrativ, a spus, aveți proiectul? Da. Păi aduceți-mi. Și au căutat vreo 2 zile să se dovedească până la urmă că nu aveau proiect. Deci vă dați seama ce înseamnă acest lucru? Păi oricine ar fi dumneavoastră să vă duceți oriunde solicitați ceva, care știți că ar trebui să fie și să nu existe. Adică totuși mi se pare anormal după 2 ani de zile de administrație tu să nu-ți dai seama că n-ai un proiect? Lucian Ionescu a subliniat faptul că lucrările ar fi fost finalizate dacă Elena Lasconi ar fi contestat procesul verbal al ISC, însă aceasta l-a semnat, confirmând astfel neregulile. În momentul în care a semnat acel proces verbal fără nicio obiecțiune, doamna primar și-a asumat lucrurile trecute în procesul verbal al ISC-ului, adică faptul că nu există acele avize. Dacă ar fi avut obiecțiuni, în momentul de față, bulevardul ar fi fost finalizat. Termenul inițial al procesului a fost fixat în luna august, însă atunci reprezentanții primăriei Câmpulung au solicitat amânarea. La termenul din luna septembrie, din nou s-a dat un alt termen de judecată, tot la solicitarea autorităților locale din Câmpulung. Știți că ședințele de judecată sunt publice, am urmărit ce se întâmplă pe parcursul celor 2 termene și vreau să vă spun că primarul municipiului Câmpulung face tot posibilul pentru amânarea și tergiversarea procesului și pentru finalizarea acestui proiect. Imaginați-vă cum ar fi fost să se termine, nu știu, de la primul termen. Păi nu s-a terminat, pentru că la primul termen doamna primar s-a dus, pe lângă că s-a dus de pregătită cu un avocat pe persoană fizică, deși dânsa acolo reprezenta instituția primarului, nu era persoana Elena Lasconi, și ca să poată să vină cu un avocat din afara primăriei, ar fi trebuit să aibă o puternicire din partea Consiliului Local. S-a dus cu un avocat privat, evident că acel avocat nu a fost luat în calcul, ca să spun așa, și în baza unei solicitări de intervenție a unei persoane pe care doamna primar a considerat-o o piedică spre amânare pusă de către actualul prefect, eu vă voi demonstra că nu a fost așa, ba mai mult. Eu am convingerea că acea persoană a fost pusă chiar de doamna primar să facă acea cerere de intervenție. Deci a existat o persoană care a făcut o cerere de intervenție, nu și-a plătit taxa de timbru de 50 de lei, deci nu avea niciun scop decât doar să facă o cerere pentru a amâna un termen. Direct în baza acelei intervenții, cele două părți, reclamatul și părâtul, au fost întrebați dacă vor să ia la cunoștință despre intervenția persoanei respective. Prefectura a spus că nu e interesată să ia la cunoștință. Primăria Câmpulung a spus că da și că solicită amânare pentru a lua la cunoștință cererea de intervenție a persoanei respective. La al doilea termen, persoana de din Romă este locuită de chiar doamna Lasconi. Se repetă exact aceeași procedură de amânare, de tergiversare. Nu mai există acea persoană pentru că n-a plătit cererea de timbru. Doamna Lasconi face o cerere de intervenție, nu spune despre ce. E o cerere de intervenție, n-a mai solicitat
introducerea în caz a municipiului Câmpulung, a făcut o cerere de intervenție, dar care are același obiect, introducerea ca părât a municipiului Câmpulung, deși, atenție, la primul termen acesta a fost respins. Da? Deci a cerut același lucru care a fost respins odată, numai că nu se știa ce conține acea cerere de intervenție, a depus o cerere de intervenție, doamna Lascori. Iar juristul primăriei solicită amânarea pentru a pregăti apărarea și să ia la cunoștință cererea de intervenție a doamnei primar Lascori. Deci dânsele au mers împreună acolo, o persoană face cerere de intervenție, iar juristul primăriei solicită amânarea pentru a putea să ia la cunoștință cererea făcută de către doamna Lascori. De parcă doamna Lascori a făcut acea cerere de intervenție pe persoană fizică și nu ca primar al Câmpulungului, iar juristul nu face parte din aparatul de specialitate al primarului municipiului Câmpulung. Votul consilierilor locali de a fi introdus în proces Consiliul Local Câmpulung nu este explicabil din punct de vedere al liberalilor. Nu înțeleg cum consilierii au putut să voteze și și-au dat votul pentru introducerea în caz a municipiului Câmpulung, care indirect înseamnă introducerea în casa Consiliului Local, atâta timp cât autorizațiile de construcție, cererile de urbanism și toate documentele acestea administrative sunt emise de executiv, nu de legislativ. Nu este apanajul Consiliului Local ce eliberează primarul. Liberalii au și o explicație pentru care edilul încearcă prelungirea pe termen cât mai lung a procesului. Credem că nu mai sunt bani pentru plata lucrărilor de pe Bulevardul Pardon. Și atunci vreau să facem o întrebare directă, deschisă. Care este situația financiară a banilor primiți de la Guvernul României pentru lucrările de pe Bulevardul Pardon? Cât s-a achitat până acum și ce bani mai sunt disponibili? Se știe că vechea administrație, vechea conducere a primăriei au lăsat 6,5 milioane pentru aceste lucrări. Doamna primar a mai luat încă 7 milioane de la guvern și vom cere în scris, cum a spus și domnul președinte, aceste lucruri. Deci au fost undeva la 13,5 milioane de lei bani pentru a termina lucrarea pe bulevard. După cum știți, lucrarea pe bulevard s-a împărțit în două. Deci s-a ajuns de la Biserica Catolică până la Biserica Sfântul Nicolae, deci jumătate din proiect. Și nici acolo, din ce știu de la constructor, nu au fost achitate lucrările. Deci ceea ce duce la faptul că credem noi că nu mai sunt bani pentru a plăti aceste lucrări. Lucian Ionescu a subliniat faptul că blocarea lucrărilor pe bulevard nu este în niciun caz în avantajul PNL. Să nu credeți că noi cei din PNL suntem atât de naivi să credem că dacă intenționat am blocat o astfel de lucrare, am câștigat electoral. Cu toții suntem conștienți că o astfel de acțiune aduce grave prejudicii politice unui partid precum PNL-ul. Așadar, să fi făcut premeditat o astfel de acțiune însemna sinucidere politică pentru noi. Lucian Ionescu a făcut un apel public către consilierii locali Pol și USR să meargă la următorul termen al procesului, să vadă ce se întâmplă în sala de judecată pentru ca apoi să voteze în cunoștință de cauză.